Câte răspunsuri la întrebarea asta? 7 răspunsuri. Răspunsurile valorează dublu, da? Da. Am întrebat 100 de români. Care este primul lucru pe care îl face o femeie după ce este părăsită de iubit? Te ascult? Iese în oraș? Iese în oraș. Hei, hei, uhu. Să vedem ce spun românii. Iese în oraș. Foarte bine. Gabi. Plânge. 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 Da. Plânge. Răspunsul favorit, domn profesor. Foarte bine. Spune-mi. Jucați întrebarea sau o pasați? Jucăm sau o pasăm? O pasăm. O pasați. Da. Am înțeles. O pasați, Constantinescu. La loc. Hai să facem treabă. Am întrebat 100 de români care este primul lucru pe care îl face o femeie după ce este părăsită de iubit. Se îmbată. După care ia decizii. Asta cred că este bărbat, să știi. Nu, nu, nu. Ce femeie? Ce femeie. Da? Da. Într-o viață anterioară ai pus nu, 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 nu. Am mamă și soră. Tu știi ce rezultă din ce, ce tocmai mi-ai zis? Ce? Mihai l-ar de cel mai tare. Am mamă și soră, dacă le-ai vedea la supărare, e nenorocire de ce iese pe acolo. A, bolio, de-abia mă mai înțeleg cu ele. Hai să vedem ce spun românii. Se îmbată! Iată! Parcă ai câștigat Oscar, așa trebuie. Mulțumesc, mulțumesc. Mihaela, am întrebat 100 de români care este primul lucru pe care îl face o femeie după ce este părăsită de iubit. Își sună prietenele. Își sună prietenele. Da. Își sună prietenele. Da, da, da. Dacă să mă uit pe panou... Să povestească, să le spună, să anunțe. Plângând și bine îmbătată, iese în oraș sunându-și prietenele. Cam ăsta-i filmul, nu? Da, 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 ăsta-i filmul. Hai să vedem ce spun românii. Aoleo, ce viață grea! Așa ceva! Mamă! Oscarul. Da, da, da. Ana, am întrebat 100 de români. Care este primul lucru pe care îl face o femeie după ce este părăsită de iubit? Cere explicații. Nu, se pare că nu cere explicații. Mădălina, am întrebat 100 de români care este primul lucru pe care îl face o femeie după ce este părăsită de iubit. Se duce la cumpărături, plângând și beată, cu prietena. Nu-mi spui din experiență. Nu. 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 Nu prea plâng. Da, asta cu se... Nu mă prea îmbătnai. Nu, de ce să... Nu care coane lui. Exact. Să vedem ce spun românii. Nu se duce la cumpărături. Dragii mei, sfătuiți-vă! Adrian? Nu o să-ți fac asta. Am întrebat 100 de români. Care este primul lucru pe care îl face o femeie după ce este părăsită de iubit? Sună părinții. Sună părinții. În speță pe mama. Să vedem ce spun românii. Serios? Ei bine, nu la asta s-au gândit românii. Merg acum către familia Vasile, dragii mei. Elena! Îi găsește alt. Bun! Foarte bun asta! Bogdan! Te ascult! Pleacă sau se relaxează? Se relaxează. Cum se relaxează? Ia, de felul ei. Feng Shui, yoga? La piscină. Am înțeles. Alexandra? Se răzbună. Se răz... Pa-ba-bi-bam. Gabi, tu dai răspuns. Greu. Uita că punctele sunt duble la runda asta. Deci, răspunsul tău atârnă greu. Sună un fost iubit, nu știu. Sună un fost iubit. Sună un fost pentru, iubit. Să se răzbune pentru răzbunare. Ar putea fi asta, sună un fost iubit. Hai să vedem ce spun românii. Nu! Nu sună un fost iubit! Nu sună un fost iubit! Românii nu ți spun că nu! Sau vecinul? Sau celălalt iubit? Așa familie modernă sunteți voi, ești mândru, nu? Ești mândru.
Nu mai vrea să fie în familie. Dragii mei, ați câștigat această rundă. Felicitări! Mulțumesc! Ați câștigat această rundă! Ok. Wow. Hai să vedem ce fac sunteți femeile române. Sunteți foarte buni! Hai să vedem ce facem. Sunteți foarte buni! Mulțumesc! Și acum, Gabi, uită-te în ochii mei, te rog frumos. Te uiți în ochii mei și o să vezi că echipa ta a avut răspunsurile. Probabil. Răspunsul cu numărul 7. Se răzbună! Răspunsul cu numărul 4. Își caută un nou iubit, a spus Elena, a spus. Răspunsul cu numărul 2. Mănâncă. Mănâncă vreo 4 kg de ciocolată. Plângând, beată cu prietenii în oraș. Felicitări familia Constantinescu, dar aplauze și pentru familia Vasile.